Credincioși, dragi radioascultători, un cunoscut proverb spune că înțelepciunea prețuiește mai mult decât toate bogățiile. Un adevăr recunoscut oricând și oriunde. Acest adevăr, dacă vreți, este împărtășit într-un sens ceva mai larg și de liturgia cuvântului de astăzi. Prima lectură biblică, luată din cartea întâi a regilor, redă rugăciunea sinceră a regelui Solomon, care a cerut de la bunul Dumnezeu nu bogății și nici o viață lungă, o viață îmbelșugată, ci o inimă înțeleaptă și pricepută pentru a conduce cu bine poporul lui Israel. A fost o rugăciune ascultată de Dumnezeu, care în iubirea sa i-a dăruit tânărului Solomon atâta înțelepciune, spun cronicarii vremii, cum nimeni nu a avut până atunci. Astăzi fiecare dintre noi consider că este de acord că înțelepciunea ne este mai mult decât necesară pentru a înțelege ceea ce ne este de folos, ce ne este de trebuință pentru a ne împlini ca oameni și ca fii al lui Dumnezeu. Iisus ne ajută să pricepem această exigență în Evanghelia de astăzi, folosindu-se de parabole, un mod propriu de a expune a Mântuitorului a adevărurilor cerești, folosindu-se de experiențe omenești. Primele două, pilda comorii ascunse și a mărgăritarului prețios, doresc să ne ajute să conștientizăm valoarea fără de preț, inestimabilă, a împărăției cerurilor, împărăție în care putem accede doar atunci când suntem gata să renunțăm la totul, chiar și la lucrurile și la persoanele cele mai dragi. Ele vorbesc despre împărăția lui Dumnezeu, care a fost anunțată, care a sosit și care trebuie acceptată de fiecare muritor cu credință, în mod personal, prin convertire. Prețul plătit pentru intrarea în împărăția lui Dumnezeu este întotdeauna maxim, este tot ceea ce poate oferi omul în dreptul său. Pentru a interpreta textul evanghelic, trebuie să înțelegem mai întâi ce însemna în vremea aceea o comoară ascunsă în pământ. În mod normal, astăzi nimeni nu-și mai ascunde banii sau avuția în pământ. Există destule bănci unde se pot păstra banii sau lucrurile de valoare în siguranță. Însă în vechime, oamenii bogați erau oarecum constrânși să-și păstreze bogăția în metale prețioase, pe care le ascundeau în pământ, într-un loc secret știut doar de ei. Și asta de frica hoților, a tâlharilor, a cotropitorilor străini cu care erau în război. Domnul Iisus Hristos pleacă de la acest fapt cunoscut de cei mai mulți, care era foarte practicat în vremea aceea, fapt menționat în scrierile sale și de istoricul antic Iosif Flavius. Se întâmpla uneori ca omul bogat care și-a ascuns comoara în pământ să moară în mod subit sau să fie luat prizonier cu toți ai săi și astfel nimeni să nu mai știe de comoară. Exista apoi posibilitatea și s-au întâmplat astfel de evenimente ca alți oameni în mod întâmplător, accidental, să descopere astfel de comori și să se îmbogățească peste noapte. Așa s-a dezvoltat așa numitul mit al comorilor ascunse. Un mit destul de cunoscut și ademenitor atunci, ca și de-a lungul întregii istorii a oamenilor până în zilele noastre. Iisus Hristos, cunoscând această slăbiciune a oamenilor în fața comorilor, a îmbogățirii imediate, se folosește de această imagine și aduce în expunerea sa elementul senzațional al omului care găsește o astfel de comoară. Potrivit legilor vremii,
Pomoara urma să fie a proprietarului pământului, dacă găsitorul declara descoperirea ei, și nu a celui care, muncind, a dat peste ea. Cel care a găsit pomoara știe că nu poate intra de drept, protejat de lege în posesia ei. De aceea o ascunde din nou în locul care a găsit-o și își face un plan. Un plan pentru a dobândi pomoara. Își vinde absolut toate bunurile pe care le are. Probabil fiind un om modest, el își vinde casa sa, puțina sa avere și cumpără acel pământ. Omul cumpără țarina, pământul, nu comoara, căci comoara nu poate fi cumpărată, ea nu are preț. În istoria cercetării evanghelice au existat mai multe interpretări ale parabolei. Una dintre acestea a fost preferată de cei mai mulți exegeți. Aceasta susține că accesul în împărăția lui Dumnezeu este de neprețuit, ca și o comoară. Unica și adevărata comoară este doar Domnul Iisus Hristos, iar El este manifestarea împărăției lui Dumnezeu pe pământ, așa cum citim și în Evanghelia după Matei, capitolul 12, versetul 28. Dacă eu scot diavolii cu Duhul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu a ajuns cu adevărat la voi. Cu alte cuvinte, împărăția lui se manifestă în mijlocul vostru prin mine. Al doilea lucru demn de evidențiat este faptul că acea comoară este ascunsă într-o țarină. Țarina este asimilată bisericii. Omul nu poate dobândi comoara fără ca mai întâi să procure țarina, ceea ce vrea să însemne că omul nu poate să dobândească împărăția fără să-și însușească mai întâi ceea ce propovăduiește biserica, adică învățătura Sfintei Scripturi, participarea la Sfintele Sacramente, viața în rugăciune, în comuniune și iubire cu toți fiii lui Dumnezeu. Iar în al treilea rând, în contextul spiritual al Scripturii, înțelegem că protagonistul parabolei, pentru a se folosi de descoperirea sa, în mod conștient și liber, renunță din punct de vedere spiritual la sine și la orice legătură ce ar putea știrbi comuniunea cu Dumnezeu. Acest mesaj îl regăsim și în capitolul 19, versetul 29 al aceleiași Evanghelii. Oricine va părăsi case sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau soție, sau copii, sau ogoare, pentru numele meu, va primi însutit și va moșteni viața veșnică, adică împărăția cerurilor. Orice lucru, oricât de mic, sau orice relație, oricât de însemnată, care se interpune între omul credincios și Dumnezeu, devine o piedică și îl separă pe om de Dumnezeu, îl izolează pe om de Dumnezeu și se poate ajunge până acolo că întrerupe relația cu Dumnezeu. Acest mod de a trăi este total fals și lipsit de sinceritate. S-a făcut nu de mult un sondaj public în Franța, prima țară creștină a Europei. Cei intervievați erau întrebați simplu pe stradă: cine este Iisus Hristos? Cei mai mulți au răspuns că este Dumnezeul creștinilor, alții că este un profet, unii că este Mântuitorul, Salvatorul omenirii și alte răspunsuri de acest fel. Câțiva însă, foarte puțini, au răspuns: Iisus este Domnul meu, stăpân al vieții mele și al familiei mele. S-a vorbit mult și se vorbește mult despre persoana lui Iisus. S-a scris mult și se scrie mult despre El. Dar oare cât îl acceptă astăzi ca stăpân al vieții lor, al viitorului lor? Din pildele Evangheliei de astăzi, reiese foarte clar că El vrea totul, pentru că ne oferă totul, și asta în mod personal. Omul care găsește comoara, observăm că o ascunde din nou și nu împarte acest secret cu nimeni. Există un proverb care spune că un secret știut de doi oameni nu mai este un secret. Acest secret al găsirii comorii este o problemă personală, cea mai importantă problemă din viața unui muritor, dreptul de a hotărâ singur în ceea ce privește mântuirea. Aici omul nu trebuie să-și permită să se lase influențat nici de cei mai apropiați ai săi.
agricultorul, cel care a găsit comoara, a știut că este șansa vieții lui să devină bogat și să trăiască bine. Și că asta se va realiza doar dacă descoperirea sa rămâne o chestiune personală. Noi putem împărtăși opinii, păreri, sfaturi cu cei de lângă noi, despre fel de fel de lucruri importante sau mai puțin importante. Însă când este vorba despre comoară, adică despre Iisus Hristos, este problema noastră intimă. Imaginați-vă că trăiți acum 2000 de ani și că locuiți undeva la țară și aveți un vecin care trăiește foarte modest, din ceea ce câștigă din munca sa de fiecare zi, din agricultură. Și la un moment dat vă întâlniți cu el și vă spune destul de hotărât: vecine, vreau să-mi vând casa. Probabil îi veți spune: dar de ce? Ai găsit una mai mare, mai frumoasă? Și el vă va spune: nu, am nevoie de bani să-mi cumpăr o bucată de pământ care este aici, ceva mai la vale. Cu siguranță ați rămâne stupefiați și ați fi în stare să-i spuneți: măi omule, ești nebun? Vrei să te nenorocești? Ce se întâmplă cu tine? Decizia acelui om va fi văzută de cei mai mulți, dacă nu de toți, ca foarte ciudată, ieșită din comun, de neînțeles pentru consătenii lor. El singur însă știa că bucata aceea de pământ nu-i doar o simplă bucată de pământ. El este singurul care știe de comoara care îl va face bogat. Cei care l-ar fi criticat nu cunosc tot adevărul. Așa se întâmplă de fiecare dată și cu cei care îl ofensează pe Dumnezeu și vorbesc împotriva lui: nu îl cunosc pe Dumnezeu. De aceea, iubiți credincioși, dragi radioascultători, nu vă aplecați urechea la cei care caută să vă descurajeze în viața dumneavoastră spirituală, să vă știrbească credința. Ei nu-L cunosc pe Dumnezeu, nu cunosc planul Său. Este imposibil să investești în împărăția lui Dumnezeu și să pierzi. De acest lucru este convins și a fost convins Sfântul Francis de Assisi. El a fost în stare să renunțe la moștenirea bogată a familiei, a renunțat la un viitor asigurat și și-a făcut un tezaur ascuns din sărăcie, acceptată cu bucurie pentru împărăția cerurilor. Spun biografii săi că Sfântul Francisc se bucura și își dorea sărăcia mai mult decât puteau cei avari ai timpului său să-și dorească bogăția. Se spune că într-o zi ar fi primit un crucifix de aur de la un conte pe care l-a impresionat prin predica sa. Și având crucifixul în mână, s-a întâlnit cu un tânăr bogat, care văzând crucifixul, voia să-l cumpere la un preț de nimic, să-l înșele pe Sfântul Francis. Sfântul, observând dorința perfidă a acestuia, i-a oferit crucifixul pe nimic, gratis. Tânărul însă, în viclenia sa, nu putea să înțeleagă generozitatea Sfântului și în cele din urmă a ajuns să-l acuze că ar fi furat crucifixul, de aceea este dispus să renunțe așa ușor la el. Adevărul era altul. Sfântul Francis era cu totul liber din acest punct de vedere. Pentru el, mărgăritarul sufletesc era cel important. Și cum deducem și din a doua parabolă, acelei a mărgăritarului, acesta era foarte important pentru el. Mulți se păcălesc, se înșeală cu lucruri și plăceri efemere și nu reușesc să-și procure piatra prețioasă, mărgăritarul mântuirii, al unei vieți veșnice în comunie cu Dumnezeu. Să îndrăznim și noi, dragi radioascultători, iubiți credincioși, și în această dimineață, să cerem ca și regele Solomon darul înțelepciunii, pentru a fi capabili să facem diferența dintre ceea ce este rău și ceea ce este bun.